o să vă vorbesc despre Spitalul Regional și despre celelalte proiecte din domeniul sănătății de aici, de la Cluj. Mai întâi, Spitalul Regional. Ca să trag direct concluzia, Spitalul Regional este în pericol de a nu se construi din bani europeni, cel puțin. De a avea întârzieri, după întârzieri, după întârzieri. E un pic de istorie. În 2014, România avea prima dată bani europeni alocați pentru spitale regionale. Unul dintre ele era în Cluj. 2014. 8 ani în urmă. 8 ani în urmă aveam bani. În 8 ani de zile, nu numai că nu avem o primă cărămidă pusă aici în Cluj, dar nu avem nici măcar o perspectivă de când o să fie pusă cu adevărat prima cărămidă. Și acum, în istoria asta, în 2016 am avut un guvern tehnocrat. Portofoliul de Ministerului Sănătății l-am ocupat atunci pentru 7 luni. 7 luni în care, printre altele, am deblocat banii europeni și, doi, am semnat un acord cu Banca Europeană de Investiții. Asta a dus la acel studiu de prefezabilitate pe care îl avem pregătit acum, inclusiv pentru Spitalul de la Cluj. Mai departe, ce s-a întâmplat este că în cele 3 luni și jumătate de mandat pe care le-am avut în 2021, am luat lucrurile aproape de unde erau. Singurii care și-au făcut treaba sunt consultanții angajați de Banca Europeană de Investiții. Și apoi, în patru luni, nu o să vă spun toate achizițiile pentru fiecare serviciu care au fost necesare, o să vă spun că un punct important a fost selectarea câștigătorului licitației pentru achiziția de servicii de proiectare și elaborarea proiectului tehnic. E un lucru esențial. Ca să faci un proiect mare, trebuie un proiect tehnic și trebuie unul detaliat. În noiembrie 2021, lucrul ăsta a fost finalizat. Deci atunci s-a terminat selecția, a fost selectat câștigătorul. Abia în 9 mai anul acesta, avem un anunț din partea Ministerului Sănătății că lucrurile merg mai departe și că s-a semnat contractul. Deci din noiembrie 2021 până în mai 2022 nu s-a întâmplat nimic. Apoi ce avem mai departe este întrebarea, cine construiește spitalele astea? Oamenii își imaginează că în Ministerul Sănătății există mii de oameni, de profesioniști. În realitate, în 2016, am descoperit că nu era nici măcar un arhitect. Un arhitect care se ocupe de lucrul ăsta. Sau un project management. Un project manager. Cineva care să aibă expertiză în project management, care să fie urmărit construcția unui spital sau unui mall sau unei construcții mari. E un lucru de bază. Acest tip de competență, de acest tip de competență ai nevoie dacă construiești drumuri, dacă construiești mall-uri, dacă construiești benzinării, orice proiect mare. Această expertiză nu există în Ministerul Sănătății, nu există în Ministerul Sănătății și ceea ce am propus încă din negocierile pentru programul de guvernare a fost înființarea unui grup de oameni, unei agenții Andis, care să aducă oamenii ăștia a căror expertiză este atât de necesară. Domnul Boc a fost unul dintre cei care s-au opus împreună cu mai toți baronii locali din toată România. De ce? Pentru că li se părea că li s-ar putea lua pixul din mână. Această agenție, acest grup de oameni, această entitate ar trebui să facă și o să facă, sper, cândva ceea ce reușește într-un târziu și cu probleme să facă CNAIR. Și mi-amintesc discuția pe care o aveam în 2016 despre nu mai reușește nici cum, după cum nu mai reușește. Dar dacă avem câteva, fără să ai un grup de oameni care se ocupe de asta, cu siguranță nu reușești să duci proiecte mai la capăt. Am avut opoziția PNL și PSD la sfârșitul anului 2020, la începutul anului 2021 și avem abia de o lună de zile înființat Andis. Cât timp am pierdut? Iată, mai bine de un an, aproape un an și jumătate pierduți. Pentru că în loc să ai oameni care să fie angajați și care să aibă ca focus strict aceste proiecte, am avut dezbateri despre cine cum ține pixul, dacă e de la PNL, dacă e de la PSD. Până la urmă, conducerea de la Andis, în sfârșit, a trecut o ordonanță de urgență, în sfârșit există o conducere, dar ghiciți, conducerea este politizată. Conducerea este formată din cineva care a fost adus din poziția de manager de spital. Cineva care nu îndeplinește singura condiție, de care vorbeam mai devreme, singura condiție de bun simț pe care trebuia să o aibă cineva care să conducă această instituție. Și anume, să fi construit vreodată ceva. Să fi luat un proiect de la zero și să-l fi dus până la final. O benzinărie, un mall, o clinică mică, un spital. Ceva. Există români în lumea asta și în țara asta și în lumea asta, români care au făcut lucrurile astea. Nu am putut să-i aducem către administrație.
Alte proiecte pentru care am alocat banii în PNRR, USR a gestionat lucrul ăsta, așa, sunt următoarele. Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare de aici, din Cluj, Centrul de Transplant Multiorgan, Centrul Regional de Boli Cardiovasculare și Neurochirurgie, adică un spital nou, și Spitalul Pediatric Monobloc, despre care s-a vorbit și pe toate astea sperăm să le vedem avansate. Există banii și suntem în pericol să pierdem banii europeni.